Frigul și ninsoarea nu i-au oprit pe studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova să organizeze un flash mob în ziua de 12, luna 12, anul 2012. Pentru ei, organizarea evenimentelor de acest gen a devenit o tradiție. Organizăm acest flash mob an de an, și anume când este 11, 11, 11, 12, 12, 12, în așa mod, aș spune eu, cam în sfârșitul lumii. Unii și-au dorit să îmbine utilul cu plăcutul. Noi am avut ideea să promovăm, eu știu, un activism studențesc, ca oamenii să mai implice în viața, eu știu, universității. Coregrafa care i-a învățat pe cei aproximativ 30 de studenți să danseze Gangnam Style n-a crezut că totul va ieși atât de bine. Ne-a reușit să ne unim, să facem un lucru frumos într-o perioadă de timp foarte scurtă. Studenții au rămas plăcut surprinși de prestația colegilor. Ți-a plăcut flash mob-ul de astăzi? Da, a fost foarte fain, dansau muzică, m-am implicat și eu acolo pe unele, în unele momente. A fost foarte bine, cred că ar fi bine să fie organizate cât mai des pentru studenți așa evenimente.